Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Contra curentului. Nu te amăgi gândind că poți pluti dus de curentul lumii acestea, că îți poți face toate poftele și totuși să ieși victorios. Recreere, nu distrugere. Textul de memorat îl găsim în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Una dintre multele idei false despre Dumnezeu este aceea că El vrea să ne distrugă fericirea, dar Biblia ne învață că Dumnezeu dorește ca viețile noastre să fie pline de bucurie și plăcere. De aceea, El ne arată calea care duce la fericire. În Psalm, capitolul 16, cu versetul 11, citim: Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Bucuria este atât de importantă. Este una dintre dovezile existenței Duhului Sfânt în inimile noastre. Galateni 5:22, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Bucuria care vine de la Dumnezeu ne inundă și se răspândește și la cei din jurul nostru. Bucuria lui Dumnezeu este profundă, satisfăcătoare și de durată. Dumnezeu nu este un stăpân aspru, El dorește ca noi să ne recreăm. După perioade scurte de activitate intensă, trebuie să avem o schimbare. Când Isus i-a văzut pe ucenicii săi că sunt epuizați de muncă, le-a spus: Marcu 6:31, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Sfatul lui Iisus pentru ucenicii săi este important de înțeles pentru noi astăzi. Ca grup, pionerii adventiști de ziua 7-a au lucrat în exces. Mi-a fost arătat că păzitorii sabatului sunt un popor care muncește prea greu, fără să-și îngăduie o schimbare în activitate sau perioadă de odihnă. Recreerea este necesară pentru aceia care sunt angajați într-o muncă fizică, însă și mai esențială pentru aceia care lucrează în principal cu mintea. În timp ce Dumnezeu vrea ca noi să avem perioade de revigorare și recreere, Satana ne oferă o recreere contrafăcută care să ne distrugă. Și deși sunt pericole care vin odată cu munca în exces, sunt pericole și din prea multă distracție. Satana caută să ne dea o odihnă falsă prin plăcerea găsită în nelegiuire și prin plăcerile păcatului. El ne oferă o bucurie falsă bazată pe sentimente. Această bucurie este temporară și, asemenea unei dependențe, necesită o stimulare tot mai mare pentru a fi menținută. Dar plăcerea momentană pe care o dă el alungă gândurile cu privire la veșnicie și pofta după cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune despre căutarea plăcerii că este una dintre caracteristicilor fașilor creștini de dinaintea revenirii lui Isus. În loc să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor, cu toată mintea, cu tot sufletul și cu toată puterea lor, acești credincioși sunt, 2 Timotei 3:4-5, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Deși dragostea pentru distracția lumească ne seacă tăria spirituală, creștinii iubitori de plăceri își justifică activitățile prin trei argumente periculoase pe care trebuie să le recunoaștem pe loc și să le respingem. Satana face eforturi speciale pentru a conduce pe astfel de tineri să găsească fericirea în distracții lumești și să se justifice străduindu-se să demonstreze că aceste distracții sunt sigure, nevinovate și chiar importante pentru sănătate. Aceste trei argumente sunt rostite în multe feluri și mulți încearcă să-i facă pe toți cei care pun la îndoială aceste activități dăunătoare să pară rigizi, de modă veche, plini de prejudecăți și extremiști. În primul rând, distracțiile periculoase sunt adesea numite amuzament sigur. Activitățile păcătoase ale unei generații anterioare par o nimica toată pe lângă cele ale următoarei generații și sunt adesea numite sănătoase.
Dar otrava lumii nu-și pierde tăria odată cu trecerea vremii. Ce a fost condamnat de Dumnezeu în trecut, nu va fi aprobat de El astăzi. În al doilea rând, distracțiile lumești sunt adesea recomandate ca plăceri nevinovate, deoarece mulți oameni buni se angajează în ele și nu văd nimic greșit în ele. În al treilea rând, activitățile nepotrivite sunt promovate pentru beneficiile lor fizice, emoționale și mentale. Mintea unui bărbat sau a unei femei nu coboară într-o clipă de la curăție și sfințenie la depravare, întinare și nelegiuire. Se cere timp pentru ca omul să ajungă asemenea divinității și tot în timp să petrece degradarea celor creați după chipul lui Dumnezeu într-o stare brută sau satanică. Prin privire, noi suntem schimbați, deși întocmit după chipul făcătorului său, omul își poate educa astfel mintea, încât păcatul pe care odinioară îl detesta va deveni o plăcere pentru el. Învățarea virtuală este un instrument puternic. Simulatoarele profesioniste de spor sunt la fel de bune în a antrena piloții ca un avion adevărat și sunt chiar mai bune în antrenarea lor pentru situații de urgență. Simulatoarele computerizate îi învață pe profesioniștii de sănătate la fel de eficient, dar învățarea virtuală poate fi folosită și pentru a-i antrena pe infractori. Jocurile video au devenit școli virtuale ale violenței, ale brutalității și ale imoralității. Ani la rând, Societatea Americană de Pediatrie Academică Americană de Psihiatrie pentru Copil și Adolescent și Surgeon General au avertizat cu privire la faptul că jocurile video violente cresc comportamentul agresiv în tineri și sunt un pericol pentru societate. Expunerea la astfel de jocuri produce coșmaruri și probleme de somn, afectează performanța școlară și conduce la comportamente agresive și la fenomenul de bullying. Unii cercetători merg chiar mai departe și fac legătura dintre împușcăturile din școli și jocurile video violente. Ca la un semn, în ciuda acestor precauții, exprimate cu grijă, unii ar putea spune chiar timid de aceste organizații, vin cele trei argumente. Jocurile video nu sunt deloc dăunătoare, sunt nevinovate, ba chiar sunt foarte importante pentru sănătate. Într-un număr special al jurnalului Review of General Psychology, editorul a rezumat cercetarea. Nu sunt dăunătoare. Jocurile video sunt ca untul de arahide, lipsite de riscuri pentru majoritatea copiilor. Sunt nevinovate. Pe măsură ce jocurile video devin mai populare, copiii din Statele Unite și Europa au mai puține probleme de comportament, sunt mai puțin violenți și au rezultate mai bune la testele standard. Sunt importante pentru sănătate. Unele jocuri par să prevină atacurile de astm, să ajute la managementul durerii și în tratarea diabetului și sunt un instrument complementar în psihoterapie. Sunt de așteptat astfel de argumente. Aceleași argumente au fost folosite de Satana în grădina Edenului, iar el și-a îmbunătățit abilitățile timp de mii de ani. Și despre fructul oprit s-a spus că nu este dăunător. Geneza 3:4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. S-a spus despre fructul oprit că este nevinovat, Geneza 3:5. În ziua când veți mânca din el, ni se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. S-a spus despre fructul interzis și că este important pentru sănătatea mentală, Geneza 3:6. Femeia a văzut că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Cât de recunoscători trebuie să fim pentru cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni 2:11. Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Când sunt atâția care susțin că distracțiile lumești sunt lipsite de riscuri nevinovate și importante pentru sănătate, este ușor să devii confuz cu privire la ce activități ar trebui să lăsăm deoparte. Cum putem ști ce activități moderne de petrecere a timpului sunt interzise? Activități care nici nu existau când a fost scrisă Biblia. Biblia conține principii general valabile prin care putem hotărâ dacă o anumită activitate îi este pe plac lui Dumnezeu sau nu. Așadar, deși jocurile video nu sunt amintite explicit în Biblie, putem aplica acele principii la această activitate
și la altele. În primul rând, Biblia ne învață că timpul este un dar prețios și că ar trebui să-l folosim pe tot cu înțelepciune. Psalm 90:12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. A învăța să pui întrebările corecte este o abilitate importantă a vieții. Sunt întrebări care ar trebui puse frecvent. Este acesta cel mai bun mod în care îmi pot folosi timpul? Mă ajută această activitate să mă pregătesc pentru a-L sluji mai bine pe Dumnezeu și pe oameni atunci când o voi termina? În al doilea rând, Biblia ne învață că nu ar trebui să facem nimic care ne conduce să ne socotim poruncile lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu va analiza tot ce facem și de vreme ce baza pe această judecată sunt cele 10 porunci, ar fi bine să ne comparăm viețile cu acel standard sfânt. Iacob 2:12. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Este un exercițiu valoros și clarificator acela de a ne examina activitățile în lumina legii lui Dumnezeu. Haideți să luăm jocurile video ca exemplu. Porunca 5-a. Oare prin faptul că joci jocuri video îmi cistesc părinții? M-au rugat ei să nu joc? Mă ajută ele să-mi îndeplinesc îndatoririle zilnice? Mă fac ele mai responsabil și mai util în treburile gospodărești? Porunca 6-a. Sunt implicat în acte de omoruri virtuale? Îmi răpesc aceste jocuri timpul pentru exercițiul fizic, astfel încât sănătatea mea să aibă de suferit? Mă determină să îl urăsc pe adversarul meu virtual? Sunt mânios pe autoritatea din viața mea atunci când mi se spune să nu mă joc? Porunca 7-a. Vine acest joc video cu gânduri sau fapte impure, prin cuvinte, vulgaritate sau ilustrații? Porunca 8-a. Presupune acest joc video să furi? Înrăpește el timpul pe care ar fi trebuit să-l dedic familiei? Înrăpește timpul pe care îl dedic lui Dumnezeu, căruia oricum îi aparține tot timpul meu? Porunca 9-a. Implică acest joc video vreo urmă de neadevăr sau necinste? Încerc să ascund de părinții mei sau de altă autoritate jocul pe care îl joc? Mă încurajează el la minciună și înșelăciune? În al treilea rând, un alt principiu biblic pe care trebuie să-l avem în minte este dorința de a fi primul de a domina. Luca 22:24-26. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Iisus le-a zis, voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Întrebați-vă, acest joc video mă învață să fiu umil, un servitor binevoitor al tuturor, sau încurajează competiția, dominarea și dorința egoistă de a fi primul, conducându-mă să încalc cele 10 porunci? Deși lucrurile bune pot fi și cele duse la extrem, plăcerile interzise provoacă în general dependență și ce provoacă dependență unora este periculos pentru toți. De vreme ce jocurile video provoacă dependență, această activitate recent inventată ar trebui evitată și numai din acest motiv. Așadar, ce ar trebui să faci dacă îți dai seama că ești dependent de jocurile video sau de o altă activitate dăunătoare? Unica soluție sigură este să te oprești imediat și complet. Dacă îl rogi pe Dumnezeu să te ajute să faci acest lucru și dacă îți dorești cu adevărat ajutorul Său, El te va ajuta cu bucurie. Psalm 50:15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi ispăvi, iar tu mă vei proslăvi. Părinte Ceresc, te rog, ajută fiecare persoană să ascultă de cuvântul Tău, să-L înțeleagă și să se depărteze de orice îl distruge. Fiți binecuvântați în a face alegeri speciale, a-L sluji pe Dumnezeu. Domnul cu voi!